Bună ziua și bine v-am regăsit. Și acum o să vă arătăm cum nu este zăpadă pe aici la noi. Când pădure v-am arătat că este zăpadă. Și ne-am gândit să vă arătăm că pe aici mai este un pic pe acolo, dar puțin de tot. Și o să vă arătăm și ceva ce am rămas și noi. Mască. Asta o trăsnit-o fulgerul. Da. Sus la craci tot la fel. O trăsnit-o fulgerul. Da, și o căzut. Uitați ce mare este. În fulgerenea în jumate și-a urt-o în jumate, urt-o. Am noroc că n-am fost mai pișat. Da, mai este încă verde, că o ține coarja asta în verde. N-am fost aici, am fost în Maragea, că n-am săpat. Coarja asta o ține verde pe ea. Eram zoal când era fost, are 2 ani? 3 ani? Un an. A, un an are. Un an jumate, cam așa. Dar ea încă este verde. Dar după cum vedeți, are și mușchi. E bătrân. Scrieți în comentarii câți ani credeți că are. Asta. 30 de ani, 40 de ani. Dar nu ți-am zis ea, Și scrieți în comentarii cât credeți că are și asta. Frenic, cred că uite, sturoi. Ție pământul aici. Scoate furnicile, cine știe. Nu știu, negru sau boade. Uitați aici așa, ce are cu gaura asta aici. Frenic, uite-ți frumos. Am văzut lasul. E uscat pe desubt, da. Da, e uscat. Ion? Da. Ce e cu gaura asta aici? Băgă mâna acolo. Păi cum să fie cu gaura asta aici? Văd că vă un crac sau ceva cu pac. Eu știu, nu știu. Bă, da, a fost cu pac sau un crac ceva. Plecat din nou. S-a uscat și a rămas gaură, a rămas. Da, cred. O crescut pe lângă și a rămas gaură. Și asta e bătrână. Stați, Baltu scur, mă, l-a văzut pe Ioan. Caută acolo, caută Baltu. Caută. Hercule, caută acolo, caută. Caută aici. Caută, băiți, caută. El se culcă acolo, vede că e uscat, cred. Mai sunt ghiți. Uitați ce frumos caută Baltă. Băiat, tu te uiți, nu? Te uiți la el. Te bea, săpător. Da. Stai aici lungile. Am făcut o găurică. Stai fel, arată găurică. Lasă-l. Lasă că se vede. Ce e? Bieșâna porcului. Uitați, aici începe să crească și iarba. Da, deci așa. De clipul din pădure care v-am arătat, ăla avea săpat acolo în pădure. Dar aici noi, o nins ieri, sau când o nins, s-a topit acum. Nu mai săpadă. Pe la câmp se topește rău de săpadă, dar prin pădure se topește mai greu. Da, pe pădure se topește mai greu, nu prea bate soarele. În pădure mai ține vreo 2-3 zile, 4 mai zile, bine. 5 zile, 4 zile. Cam o săptămână când se apadă în pădure. Depinde, da, dacă îngheață noaptea ține. Da, cam o săptămână când se apadă în pădure. Și aici e... Peșa noi se topește într-o zi. Aici e livadă de cireși frumoase. Ce bune sunt astea. Da, mai ales vara asta când se fac cireșile. Nici iarna. Cireșile, da. Cireșe așa roșii și gustoase sunt și foarte mari. Da, sunt gemoase. Deci așa vineam fără mai venea noaptea, mai vineam să mâncam cireșe. Sau dimineața. Da, dimineața, ziua, la 12, când era poft, când era poft. Da, nu când era poft, era bun. Cireșul te face bune cireșe. Da, și asta face cireșe bune. Să face, mai mult din asta mâncam. Să face bun cireșele. Da. Uitați, levada toată. Să ne ajutați să ajungem până la 400 de abonați. Ăla e cel mai bătrân cireș. O să te ajutăm cu plăcere, domnul Ion. Mulțumesc, Florine. Să trebuie să ați acest videoclip la prietenii voștri. Încercăm. Încerci tu, nu? Să dați un like. Asta e uscat. Să scrieți în comentarii ce videoclipuri să mai filmăm și noi. Și vă spunem la revedere. Goodbye. Pa, pa.